Când ai jucat ultima dată la un joc de noroc? Măi, nu... A, când m-am întors prin Vegas, dar nu joc, că eu nu joc poker, nu joc... Mergeam și eu la manetă, la aparatele alea. Bine, îmi place, că știi ce se întâmpla acolo? Te duci cu 10 dolari și stai la, pe scaunul ăla, că aparatul îți mai dă, mai e, nu știu, stai acolo o oră, oră și ceva, lejer. Jocuri de-astea. Și iar la loto, cred că am jucat de 2 sau 3 ori în viața mea. Și s-a întâmplat să câștigi? Nu, am fost pe aproape. Multă lume mi-a zis, de ce nu joci mai... Adică am avut... am avut odată 4 numere, da. Dar am, nu știu, câteva mil, 2, 3, 4 milioane, nu știu cât am luat atunci. Din de 3 sau 4, nu știu. Da, cam atâta, 3 sau maxim 4 ori. E ceva, nu? Da, înseamnă că... Da. Ar trebui să mai joc. Să experimentez mai mult. Înțeleg că participi pentru a ajuta o familie. Ne poți da detalii despre... Da, este vorba despre o familie cu 3 copilași. Am înțeles că au o casă, nu pot să-i spui o casă, este o casă improvizată undeva în Bragadiru. Nu au... apă, da, nu au curent, nu au încălzire decât cu lemne. Apa, mă rog, e undeva și au de la un puț. Cu toate astea, și bineînțeles că venitul lunar este foarte mic, cu toate astea am înțeles că copilașii merg la școală și nu au absențe și asta e mare lucru.